Bună tuturor! Numele meu este Delia. Sunt consilier și coach intuitiv și practicant al tehnicii de vindecare cuantică prin hipnoză, QHHT. Bine v-am regăsit și iată că am revenit! Yay! Știu că mulți dintre voi chiar mi-ați dus dorul pentru că am luat o pauză considerabilă de când am postat ultima oară pe canalul meu YouTube și pe pagina mea de Facebook. Dar sunt convinsă și îmi doresc din tot sufletul că voi v-ați distrat în tot acest timp, v-ați simțit absolut fabulos, ați obținut rezultate absolut minunate și v-ați bucurat de vară și de tot ceea ce v-a oferit viața frumos și bun în tot acest timp. Acum că tot vorbim de lucruri bune și frumoase și de rezultate fabuloase, cu acest videoclip reiau seria Magie împreună! Da! Seria videoclipurilor Magie împreună, un curs pentru îmbunătățirea vieții. Folosesc această carte a Rhondae Byrne, cartea Magia din seria Secretul. Ajunsesem la ultima postare a mea, la ziua numărul 12, capitolul Oameni magici care ne-au influențat viața. Am două întrebări pentru voi. Câți dintre voi ați terminat deja toate tehnicile, toate zilele, toate capitolele din această carte, le-ați aplicat voi înșivă, le-ați citit și le-ați aplicat? Și a doua întrebare este, ce rezultate fabulastice ați avut cu ceea ce ați aplicat din această carte? Pentru că sunt absolut 100%, 1000% convinsă că ați avut rezultate și aveți în continuare rezultate absolut incredibile folosind aceste tehnici descrise în cartea Magia. Sunt convinsă. Aștept să îmi scrieți în comentarii, să îmi lăsați în comentarii impresiile voastre. De asemenea, dacă există printre voi persoane care au dorit să continue cursul cu mine și doar cu mine, și m-au tot așteptat, m-ați tot așteptat și m-ați tot așteptat și ați rămas hotărâți sau hotărâte, eu vreau să fac cursul împreună cu Delia, pentru că știu sigur că Delia va reveni la un moment dat și va relua cursul și îl va și termina. Câți dintre voi v-ați gândit așa, cu mult drag la mine? Mulțumesc, mulțumesc! Vă mulțumesc, am simțit gândurile voastre ale tuturor de bine, gândurile voastre pozitive îndreptate către mine în această perioadă. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc din tot sufletul, chiar le-am simțit și chiar m-am bucurat de influența lor benefică în viața mea. Să fiți siguri de asta. Și că veni vorba de gânduri pozitive, mă gândesc la voi cei care m-ați tot așteptat și haideți să reluăm, să reluăm cursul, să reluăm capitolele din această carte. Iar pentru cei care nu ați așteptat și foarte bine ați făcut și voi, foarte bine ați făcut și cei care m-ați așteptat, foarte bine ați făcut și cei care nu m-ați așteptat și ați continuat până ați terminat toate capitolele cărții de aplicat în viața voastră. Cei care ați terminat deja cartea, ce-ar fi să reluați tehnicile pe care eu n-am apucat să le postez, să le reluați împreună cu mine.
Și le mai facem o dată. Da, de ce nu? Și în felul acesta obținem rezultate duble, triple, infinite. Yay, de ce nu? Absolut. Avem toate motivele să ne dorim și mai multe rezultate. Bun, rezultate fabuloase, desigur, pozitive și minunate. Și am pregătit, pentru că, bineînțeles, am venit în fața camerei de luat vederi, hotărâtă să continui această serie Magie împreună. Am venit pregătită cu această cutie magică, așa o numesc eu, cutia mea magică. E o cutie foarte frumoasă. Scrie All you need is love. Da, chiar că da. Tot ceea ce avem nevoie este dragostea. Așa este. Bun, și în cutia mea magică, ce credeți că am făcut? Ce credeți că am pus? Am pus o grămadă de bilețele, 16 la număr, pentru că mai avem 16 capitole de acoperit, de aplicat din cartea Magia. Ea conține 28 de capitole și noi am reușit să acoperim 12 până acum. Eu, cu postările mele, prin postările mele, am acoperit 12 sau 12, îmi cer scuze, 12 capitole din carte și urmează acum să continuăm cu celelalte 16. Așadar, am aici, am pregătit bilețele cu titlurile fiecăruia dintre cele 16 capitole rămase și le amestecăm. Pentru că voi știți deja că mie îmi plac jocurile și eu știu deja că și vouă vă plac jocurile pe care le inventez eu. Ce bine! Și îmi plac jocurile de intuiția, de a lăsa Universul să aleagă și să vedem care este bilețelul, capitolul de astăzi. Ia să vedem. Ce vă doriți? Ce vă doriți? Cei care ați citit cartea și ați făcut tehnicile, ce tehnică, pe care dintre tehnici v-ar plăcea să o repetați? Gândiți-vă acum la ea. Aceasta! Pe aceasta o vom repeta. Haideți să vedem. Dorințele în realitate. Am notat eu aici. Dorințele în realitate. Să căutăm capitolul Dorințele în realitate. Transformarea dorințelor în realitate. Wow! Ce credeți? Transformarea dorințelor în realitate este chiar următorul capitol. Noi rămăsesem la capitolul 13, urma să-l facem, și chiar acesta a picat acum. Wow! Cât de incredibil e acest lucru! Câți dintre voi aveți dorințe care nu vi s-au împlinit încă și doriți să se transforme în realitate, să se materializeze? Ăla eu, ăla eu, da, știu, știu, știu. Cu toții avem dorințe care încă nu s-au materializat. Și ce dacă avem timp, avem timp și avem și tehnici. Iată tehnica de astăzi, transformă-ți toate dorințele în realitate. Adevăratul covor fermecat este imaginația. Norman Vincent Peale, scriitor. Dacă ai practicat cu perseverență toate tehnicile magice recomandate până acum, înseamnă că ți-ai clădit un fundament excelent pentru practicarea recunoștinței față de toate darurile pe care le-ai primit și pe care continui să le primești de-a lungul vieții tale. Astăzi vom începe o procedură nouă, care îți va permite să te folosești de puterea magică a recunoștinței, inclusiv pentru împlinirea
viselor și dorințelor tale. De-a lungul secolelor, nenumărate culturi native și-au creat ceremonii complexe de oferire a mulțumirilor pentru ceea ce își doresc înainte de împlinirea acestor dorințe, cu scopul de a investi cât mai multă energie în această stare de recunoștință. Spre exemplu, egiptenii obișnuiau să celebreze revărsarea fluviului Nil încă din cele mai vechi timpuri, asigurându-se astfel că aceasta va continua să le fertilizeze pământurile. Indienii americani și aborigenii australieni execută și astăzi dansuri ale ploii, în timp ce diferite triburi africane realizează ceremonii de mulțumire adresate vânatului înainte de a pleca la vânătoare. În plus, rugăciunile din toate culturile și religiile oferă mulțumiri înainte de primirea lucrurilor dorite. Legea atracției afirmă că toate vibrațiile similare se atrag, ceea ce înseamnă că pentru a atrage ceea ce îți dorești, trebuie să formezi în mintea ta o imagine a lucrului dorit, cât mai asemănătoare cu acesta. Pentru a te asigura și mai mult că vei atrage acest lucru în viața ta, va trebui apoi să simți că acesta îți aparține deja, astfel încât starea ta emoțională să fie și ea similară celei pe care o vei avea atunci când te vei bucura efectiv de acest lucru. Cea mai ușoară modalitate de a face acest lucru constă în a-ți exprima recunoștința pentru lucrul dorit înainte chiar de a-l primi. Dacă nu te-ai gândit până acum că te poți folosi de recunoștință pentru a primi tot ceea ce îți dorești, a sosit timpul să descoperi această nouă aplicație a puterii magice a acesteia. Aceasta este promisiunea din Sfânta Scriptură pe care am citat-o de mai multe ori în această carte. Celui care simte o stare de recunoștință în momentul de față, îi se va mai da în viitor și el va trăi în abundență. Într-adevăr, nu este suficient să îți exprimi recunoștința după împlinirea unei dorințe. Dacă dorești să atragi această realizare, tu trebuie să îți oferi recunoștința chiar și înainte de împlinirea dorinței. Foarte mulți oameni se simt într-adevăr recunoscători după ce primesc ceva bun de la viață. Dar dacă dorești să îți îndeplinești toate dorințele și să îți umpli literalmente viața cu... Am revenit! Am avut o scurtă întrerupere pentru că a sunat soneria și a trebuit să răspund. Venise curierul cu un pachet. Într-adevăr, nu este suficient să îți exprimi recunoștința după împlinirea unei dorințe. Dacă dorești să atragi această realizare, tu trebuie să îți oferi recunoștința chiar înainte de îndeplinirea dorinței. Foarte mulți oameni se simt într-adevăr recunoscători după ce primesc ceva bun de la viață. Dar dacă dorești să îți îndeplinești toate dorințele și să îți umpli literalmente viața cu lucruri bune în toate domeniile, va trebui să îți cultivi recunoștința înainte și după obținerea lor. Prin cultivarea unei stări de recunoștință sinceră pentru împlinirea unei dorințe înainte de obținerea propriu-zisă a realizării respective,
tu îți formezi automat o imagine mentală a dorinței îndeplinite, inclusiv a stării pe care o vei simți în momentul împlinirii ei, cea de recunoștință. În acest fel, procesul de vizualizare este complet. Dacă vei continua să susții această imagine și trăirea asociată cu ea, dorința îți va fi îndeplinită în mod magic, într-o manieră adeseori neașteptată. Nu este sarcina ta să te gândești la felul în care îți va fi îndeplinită dorința, la fel cum nu este sarcina ta să te gândești la cum te va menține gravitația la sol atunci când pleci la plimbare. Tu ai încredere că legea gravitației te va menține la sol și chiar așa se petrec lucrurile. În mod similar, atunci când practici recunoștința pentru îndeplinirea unei dorințe, tu trebuie să ai încredere că aceasta îți va fi îndeplinită în mod magic de legea atracției, care este o lege a Universului. Ce îți dorești cel mai mult în momentul de față? La începutul acestei cărți, ți-am cerut să îți clarifici ce anume îți dorești în toate domeniile vieții tale. Dacă nu ai făcut acest lucru la momentul respectiv, a sosit timpul să îl faci. Recitește listele create atunci și alege 10 dorințe principale pentru această tehnică magică. Le poți alege din domenii diferite, cum ar fi banii, sănătatea, căminul și relațiile. La fel de bine, poți alege 10 dorințe din același domeniu de viață, pentru a te focaliza astfel asupra acestuia și mai tare. De pildă, poți alege munca sau succesul. Fii foarte clar și specific atunci când precizezi ce anume îți dorești, căci numai astfel poate genera schimbări magice această practică. Imaginează-ți că îi dai Universului o comandă magică de a-ți îndeplini cele 10 dorințe principale. De altfel, la nivel energetic, chiar asta faci prin aplicarea legii atracției. Așează-te la calculator sau în fața jurnalului tău și creează o listă separată cu cele 10 dorințe principale, exprimându-te ca și cum acestea ți-ar fi fost deja îndeplinite. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru... Completează spațiul liber cu dorința ta, formulată ca și cum ți-ar fi fost deja îndeplinită. Spre exemplu, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru notele mari obținute la examenele finale care mi-au permis să intru la facultatea dorită. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru vestea minunată că vom avea un copil! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru această casă de vis care corespunde până la ultimele detalii dorințelor noastre! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru telefonul incredibil pe care l-am primit de la tata, care ne-a ajutat enorm pe amândoi să ne îmbunătățim relația. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru rezultatele medicale pozitive, care arată clar că sunt perfect sănătos. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru suma neașteptată de bani pe care am primit-o și care îmi permite să plec în excursie în Europa, așa cum îmi doream. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru dublarea vânzărilor companiei mele în această lună. Mulțumesc, mulțumesc,
Mulțumesc pentru ideile geniale care ne-au permis să atragem în portofoliul nostru cel mai mare client al companiei noastre de până acum. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru atragerea partenerului perfect de viață. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru că acesta a apărut de la sine în viața mea, fără niciun efort deosebit din partea mea. Repetarea de 3 ori a cuvântului magic mulțumesc, pe care pe fiecare rând are justificarea ei. Ea te împiedică să te joci pur și simplu cu cuvintele și amplifică focalizarea ta asupra stării de recunoștință. De altfel, repetarea de 3 ori a acestui cuvânt reprezintă o formulă magică în sine, căci numărul 3 corespunde oricărei creații noi din univers. Spre exemplu, este nevoie de un bărbat și de o femeie pentru a crea un copil. Împreună, cei 3 alcătuiesc o nouă creație, o familie. Această regulă a lui 3 se aplică oricărui proces creator nou, inclusiv dorințelor tale. De aceea, atunci când repeți de 3 ori la rând cuvântul mulțumesc, tu aplici automat numărul magic al creației, iar ceea ce rezultă este o formulă magică secretă. Al doilea pas al tehnicii magice intitulate Transformă-ți toate dorințele în realitate se referă la saturarea dorințelor tale cu și mai multă recunoștință. Acest pas poate fi practicat oricând în decursul zilei de astăzi, fie în momentul conceperii listei cu cele 10 dorințe, fie intermitent de-a lungul zilei. Pentru a-ți satura dorințele cu puterea magică a recunoștinței, începe cu prima și răspunde mental la următoarele întrebări, folosindu-ți imaginația, ca și cum dorința ți-ar fi fost deja îndeplinită. 1. Ce emoții ai simțit atunci când dorința ți-a fost îndeplinită? 2. Care a fost prima persoană căreia i-ai spus că dorința ți-a fost îndeplinită și cum te-ai exprimat? 3. Care este primul lucru pe care l-ai făcut când ai aflat că dorința ți-a fost îndeplinită? Detaliază-ți cât mai mult reacția. În final, recitește lista dorințelor și apasă mai mult pe cuvintele magice mulțumesc, astfel încât să simți mai intens, ca oricând, starea de recunoștință. Continuă astfel până la terminarea întregii liste, repetând aceiași pași. Ar trebui să petreci cel puțin un minut pentru fiecare dorință în parte. Dacă dorești să te folosești de un nou instrument, pe cât de amuzant, pe atât de eficient, îți poți crea un panou magic al dorințelor, lipind pe el imagini asociate cu dorințele tale. Taie astfel de ilustrații din diferite reviste și lipește-le pe panou. Așează panoul într-un loc în care să-l poți vedea cât mai des. Nu uita să lipești pe panou și cuvintele magice mulțumesc, 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 cu caractere majuscule și îngroșate. Dacă dorești, poți folosi frigiderul ca panou magic, atașând ilustrațiile de el cu magneți. Dacă ai copii, îi poți implica în acest proiect, căci copiii se distrează întotdeauna atunci când practică acest joc.
Imaginează-ți că panoul tău magic chiar este fermecat și că orice imagine lipită pe el declanșează automat legea atracției. Exprimarea repetată și continuă a recunoștinței îl va magnetiza din ce în ce mai tare, generând miracolele dorite în viața ta. Tehnica magică numărul 13. Transformă-ți toate dorințele în realitate. 1. Enumeră binecuvântările din viața ta. Fă o listă cu 10 binecuvântări. Notează alături de ele și motivele pentru care te simți recunoscător. Recitește apoi lista, iar după fiecare binecuvântare, spune mulțumesc, 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 cu o intensitate cât mai mare a trăirii. 2. Așează-te la calculator sau în fața jurnalului tău și creează o listă cu 10 dorințe principale. Scrie de 3 ori mulțumesc înaintea fiecăreia, ca și cum acestea ți-ar fi fost deja îndeplinite. Spre exemplu, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru și scrie dorința ta. 3. Răspunde mental la următoarele întrebări folosindu-ți imaginația ca și cum dorința ți-ar fi fost deja îndeplinită. Ce emoții ai simțit atunci când dorința ți-a fost împlinită? Care a fost prima persoană căreia i-ai spus că dorința ți-a fost îndeplinită și cum te-ai exprimat? Care este primul lucru pe care l-ai făcut când ai aflat că dorința ți-a fost îndeplinită? Detaliază-ți cât mai mult reacția. 4. În final, recitește lista dorințelor și apasă mai mult pe cuvintele magice mulțumesc, astfel încât să simți mai intens ca oricând starea de recunoștință. 5. Dacă dorești, îți poți crea un panou magic al dorințelor, lipind pe el imagini asociate cu dorințele tale. Taie astfel de ilustrații din diferite reviste și lipește-le pe panou. Așează panoul într-un loc în care să îl poți vedea cât mai des. Nu uita să lipești pe panou și cuvintele magice mulțumesc, 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 cu caractere mari și îngroșate. 6. Înainte de culcare, ia în mână piatra magică și rostește cuvântul magic mulțumesc, exprimându-ți astfel recunoștința pentru lucrul cel mai bun care ți s-a întâmplat în ziua respectivă. Mulțumesc, 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 dragii mei și dragele mele, că ați rămas alături de mine pe acest canal. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă mulțumesc că ați completat voi înși vă în propriul vostru timp toate aceste tehnici și ați obținut toate acele rezultate fabuloase cu tehnicile din această carte, cartea Magia de Rhonda Byrne. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor celor care m-ați așteptat să continui și să continuăm împreună și să încheiem împreună seria aceasta Magie împreună, curs pentru îmbunătățirea vieții. Mă simt deosebit de încurajată să continui și să închei într-un mod absolut sublim acest curs și cu rezultate absolut fabuloase.
Apropo, să știți că dorința mea pe care mi-am pus-o la începutul cursului este în proporție de cam 80 spre 90% împlinită deja. Da! Da! Deci, nu că sunt convinsă. Știu sigur. Știu, am certitudinea. Ceea ce înseamnă același lucru cu sunt convinsă. Dar e ok să ne jucăm cu cuvintele, chiar dacă au același sens. Piu, aruncăm regulile gramaticale pe fereastră. Sunt convinsă, am certitudinea și știu, sigur, că dorința mea s-a împlinit deja. Și mulțumesc, 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 mulțumesc! Mulțumesc că dorința mea s-a împlinit deja și prima persoană căreia i-am spus despre dorința mea împlinită a fost Jaden, fiul meu. Yay! Și m-am exprimat ceva de genul: Oh my God, mami! Iubirea lui mami, ce tare e chestia asta! Oh my God, deci pur și simplu mi s-a împlinit dorința! Oh my God, deci chiar mi s-a împlinit dorința! Și ce mai spune acolo să facem? Al treilea punct. Așa, ce mai zicea? Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut când ai aflat că dorința ți-a fost? L-am luat în brațe pe Jaden și țopăiam prin casă împreună cu el. Și râdeam amândoi și ne distram și oh my god și repetam atâta, oh my god, oh my god, mi s-a îndeplinit dorința, mi s-a îndeplinit dorința, așa. A, și la numărul 1 nu am răspuns. Ce emoții ai simțit atunci când... Oh! Wow, sunt greu de descris emoțiile pentru că așa, un fel de exaltare absolut fabuloasă. Aproape că mi-au dat și lacrimi de fericire. Râdeam, plângeam în gura până la ureche și săream în sus și... Pur și simplu fericire, 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 fericire și senzația de libertate și, bineînțeles, de recunoștință, de oh my God, mulțumesc, mulțumesc îngeraș, mulțumesc univers, mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au participat, au pus umărul la împlinirea dorinței mele. Yay! Da. Și da, deci, wow, chiar mă simt acum ca și când dorința mea chiar s-a împlinit deja. 100%, nu doar 80-90. Wow, hey! Îmi doresc să încheiem capitolul de astăzi cu un exercițiu de relaxare și imaginație, da! Este un exercițiu în care vă propun și vă voi ghida să programați inclusiv o tehnică antică ce întărește intenția și ajută la materializarea rapidă, instant, a ceea ce ne dorim. O tehnică antică ce se numește Baga. Și veți vedea pe parcursul exercițiului la ce mă refer. Este o tehnică foarte simplă pe care vă voi ghida să o faceți chiar în timpul în care stați confortabil, relaxați cu ochii închiși și vă concentrați asupra cuvintelor mele. Bun. Desigur, acesta fiind un exercițiu de relaxare și imaginație, un exercițiu pe care, desigur, recomand să îl faceți într-o poziție confortabilă și cu ochii închiși, nu este recomandat să conduceți un vehicul în timpul acestui exercițiu. Așteptați până ajungeți acasă și așezați-vă comod în
fotoliul preferat sau pe locul preferat de pe canapea și faceți acolo exercițiul. Găsește-ți o poziție confortabilă. Închide ochii. Inspiră adânc și în timp ce expiri, în gând, repetă și vizualizează mental numărul 3 de 3 ori. Inspiră încă o dată adânc și în timp ce expiri, mental, repetă și vizualizează numărul 2 de 3 ori. Inspiră încă o dată adânc și în timp ce expiri, mental, repetă și vizualizează numărul 1 de 3 ori. Pentru a te ajuta să ajungi la nivelul alfa al minții, voi număra de la 10 la 1. Cu fiecare număr descrescător pe care îl voi rosti, vei simți cum te cufunzi mai adânc și accesezi o stare plăcută, un nivel meditativ al minții, un nivel la care te poți concentra în mod deplin asupra unui singur subiect. 10, 9, simte cum te cufunzi mai adânc și mai adânc. 8, 7, 6, ești mai relaxat, mai relaxat. 5, 4, 3, mai adânc și mai adânc. 2, 1. Ești acum la un nivel plăcut al minții. Un nivel la care te poți concentra cu ușurință și în mod deplin asupra unui singur subiect. Acum, concentrează-te asupra cuvintelor mele. Tu ești acum și mereu în deplin control al minții tale. Îți poți deschide ochii oricând ai dori și poți fi complet alert și treaz oricând îți dorești. De fiecare dată când pătrunzi la acest nivel de relaxare mentală și fizică, tu știi că devii mai bun și mai bun din toate punctele de vedere. Ori de câte ori accesezi această stare relaxată, meditativă, spuneți: în fiecare zi, în orice privință, eu devin mai bun și mai bun. Când îți spui aceste cuvinte, simte cum tu chiar devii și ești mai bun și mai bun în toate aspectele vieții tale. Simte cum devii mai bun și mai bun. Vizualizează, imaginează-ți îmbunătățiri în viața ta în timp ce îți repeți cuvintele: în fiecare zi, în orice privință, eu devin mai bun și mai bun. Relaxează-te. Relaxează-ți ochii. Relaxează-ți buzele. Relaxează-ți maxilarul. Relaxează-ți capul. Relaxează-ți gâtul. Relaxează-ți corpul. Relaxează-ți brațele și mâinile. Relaxează-ți picioarele și tălpile. Ești acum
complet relaxat. Repetă mental. Corpul meu se odihnește și se revitalizează când mă relaxez în mod conștient. Sunt complet relaxat acum. Repetă mental după mine. În fiecare zi, imaginea mea despre mine se îmbunătățește. Pot face orice îmi doresc să fac. Sunt o ființă umană minunată. Nu mai există altcineva pe pământ care să fie exact la fel ca mine. În fiecare zi, eu devin mai puternic, știind că pot. Pot gândi. Pot crea. Pot face. Pot face orice îmi doresc să fac. Relaxează-te. Acum concentrează-te asupra imaginii tale, cum ești tu, relaxat și liniștit. Simte cum stai așezat confortabil, cu ochii închiși și ești relaxat și liniștit la nivelul alfa al minții tale, confortabil. Acum, gândindu-te la toate acestea, ești pur și simplu mai relaxat decât ai fost vreodată. Menține această imagine în mintea ta și, cu gura închisă, atinge cerul gurii cu vârful limbii și ține-l acolo în timp ce număr de la 1 la 3. Atinge cerul gurii cu vârful limbii. 1, 2, 3. Este bine. Atunci când ți-ai atins cerul gurii cu vârful limbii, te-ai programat ca de fiecare dată când îți atingi cerul gurii cu vârful limbii, tu să te străduiești să obții succesul în ceva. Aceasta este o tehnică antică numită Baga. Folosește-o atunci când dorești să-ți întărești o intenție. Tehnica Baga este un mod de a-i spune minții tale să fie atentă și receptivă la ceea ce îți dorești. Îi transmite minții tale că îți dorești ceva. În viață, suntem puși în fața unor multiple și diverse alegeri. Unele dintre acestea sunt clare, pe altele le facem pur și simplu la întâmplare și în mod spontan. Când ești relaxat și liniștit, lipsit de orice stres, așa cum ești acum, inspirația te poate ajuta să faci o alegere potrivită. Acea alegere de care vei fi mulțumit și care te va face fericit mai târziu în viață. Acum îți voi acorda ceva timp în care să te gândești la dorința ta. Vizualizează-te pe tine cum reacționezi, cum te simți, cu cine împărtășești și cum îi povestești despre împlinirea dorinței tale, despre faptul că dorința ta ți-a fost îndeplinită. Nu te grăbi, ai timp.
Este bine. Voi număra acum de la 1 la 5. La numărul 5 vei deschide ochii, te vei simți complet treaz, perfect sănătos, te vei simți mult mai bine decât înainte. 1, 2, 3, la numărul 5 vei deschide ochii. Vei fi complet treaz, perfect sănătos, te vei simți mult mai bine decât înainte. 4, 5. Deschide ochii, ești complet treaz, perfect sănătos, te simți minunat, te simți mult mai bine decât înainte. Și chiar așa și este. Aștept să-mi lăsați în comentarii cum v-ați simțit pe parcursul exercițiului, pe o scară de la 1 la 10, cât de mult v-ați simțit acolo. Acolo fiind acel spațiu și timp după îndeplinirea dorinței voastre. Cât de mult v-ați simțit acolo? Cât de mult v-ați simțit că erați deja acolo? Acolo unde veți fi atunci când dorința voastră vi se va fi îndeplinit deja. Dragii mei, cam atât, dragii mei și dragele mele, cam atât pentru astăzi. Mi-a făcut o deosebită plăcere și onoare să fiu din nou alături de voi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din nou și mereu pentru faptul că sunteți alături de mine și în număr atât de mare. Și mâine revin cu o nouă tehnică din cutia magică. Mai avem 15 tehnici până la finalizarea cursului Magie împreună. Curs pentru îmbunătățirea vieții.